Ceva nu, mai. Hai să fie sănătate pentru toți oamenii care ne urmăresc, pentru Dan, pentru toată lumea, pentru copiii voștri și pentru familia voastră. Dacă nu e bun nici ăsta... Are gust de șveps, dar cred că nu e șveps. Nu e. Nu e. Imogene, fugi, spune cineva acolo pe cineva. Nu fuge nimeni, rămâneți cu mine. Stresule. Stresule. Eu mai zic, mă, din ai tăi, cum te cunosc cu toți? Acum. Bă, ți-am spus, am început să fac povești pe YouTube, am zis, bă, vreau să fac ceva pe YouTube, ceva ce n-a mai fost. Adică să povestesc din viața mea întâmplări din astea amuzante, să fie povestea aici și să bag în ea, să o duc aici. Povestea e reală, la bază, dar bag foarte mult în ea. Să o duc spre amuzamentul tuturor. Am început să fac chestia asta, o lună de zile am început să stau prin casă, bineînțeles că am fost împins de un alt YouTuber să fac chestia asta de neveu. Pentru că am avut foarte mulți prieteni youtuberi. Iartă-mă dar... puțin, mă întreabă din familia Pepe Online, tu nu bei? Bă, da, beau Sprite. Dar, tu bei ori nu tu bei? Dar niciodată... A băut două, trei beri mai devreme și a spus că el e cu mașina, nu mai bea. Deci, l-am dat de niciodată un, gen, un alt YouTuber nu m-a împins să fac asta, de când neveu. Bă, că te ajute cu cutare, a făcut așa, mi-am luat calculator. Trebuie să-l cunosc pe neveu, că îmi place cum sună neveu. Așa. Vezi că e și... cuminte, nu e... Așa, și... Nu be. Și am început să fac live-uri, m-am început să fiu apreciat enorm de mult, pentru că eram un nebun, fără scrupule, un nebun, cum sunt eu în realitate, așa, și după un an de zile am început să ies pe afară și am început să fac copiii poze cu mine și zic, bă, stai, ce se întâmplă? Asta când se întâmplă? Acum una jumate, relativ. Cam prin vara trecută, prin primăvară, cam așa. În fine, și gândește-te, o spun sincer asta, că știi că l-am bătut spre adevăr. Da, asta ne-am bătut. Mamă, știți că am ajuns să. Bă, mi-a plăcut toată viața mea, atenție. Am să fiu cunoscut în halul ăsta. Vezi că e greu după aia când te ascunzi. Venea 7-8 seara, mă îmbrăcam frumos, bă, frumos, ce haine aveam așa pe acolo. Și ieșeam pe afară prin oraș, numai să fac poze cu copiii, de plăcere, jur. De plăcere, efectiv, eu nu am refuzat un copil sau pe cineva într-un an jumate cu care să fac poze. Efectiv, îi vedeam pe stradă, eram cu... Eu am monopol la Strahaș. Eu am vrut să învăț pe oamenii care... Eu am făcut bani în YouTube. De-aia le-am spus la oamenii mei, eu vreau să strâng bani să-mi iau un apartament. Sunt sincer cu voi, trebuie să știți și voi că voi îmi donați mie bani, eu vreau să strâng să-mi iau un apartament. Ăsta e scopul meu. Nu vreau mașini, nu vreau haine scumpe, șmecherii, astea, nu sunt genul. Nu sunt. Dacă acum 2 ani de zile n-aveam, n-am nevoie nici acum. Asta așa, nu înseamnă că nu trebuie. Nu e vorba că nu trebuie, hai să spun ceva. Uite, devin la subiectul ăsta. M-am dus și mi-am luat un tricou din piață, de 30 de lei. 30 de lei. Au venit niște copii, am fost la un chef în București și am făcut poze cu copiii respectivi. Am făcut poze cu spatele oarecum, m-am prins cu spatele. Să mă pună pe niște pagini pe Instagram că eu port haine fake. Eu nu știam măcar că tricoul ăla, eu nu știam că există Off-White. Era o firmă Off-White. Și au început să mă pună pe pagini că Imogen poartă haine fake, că cu tare, că nu știu ce, că cum îți permiți tu să te dai mare cu haine fake. Și am spus, bă, omule, eu mi-am luat din piață, nici măcar nu știam ce e Off-White-ul. Și de atunci am început de frică să-mi iau haine mai. Așa de frică, știi? Pentru că ești obligat oarecum să faci chestiile astea, că lumea nu înțelege lumea care se uită la tine. Dacă ții un tricou mai scump, te-ai ajuns. Eu am făcut chestia asta că am fost obligat în spate, știi? Ăla care a avut pagina respectivă, i-am spus, bă, omule, eu nu sunt cu hainele. Eu mă duc și cumpăr un tricou de 20 de lei și mă simt la fel de bine cum era la de 5 milioane. La fel că eu acum 2 ani de zile venea taică-miu la 26 de ani cât era. Venea taică-miu electrician de 30 ceva de ani cu salariul de 16 milioane și așteptam spre rușinea mea să vină să dau un pachet de țigări. Ăsta sunt eu. Mie nu se fie rușine niciodată cu ce sunt. Cu ce am fost și cu ce... Eu nu o să mă dau niciodată mai. Dar ți-a plăcut când ai putut să-ți ajuți părinții? Bă, sunt bucuros. A crescut inima în tine, este? Sunt bucuros că nu mai cer bani de la mamă și de la tata. Că sunt pe cont propriu. Asta, sunt bucuros că mă simt în viața mea odată în viața mea mă simt independent și nu mai mă duc și iau bani de la mamă și de la tata. Care maica mea și taică, de exemplu, maica mea o spun, nu e o rușine, maica mea o să ții și muncești în Spania la căpșuni. Taică mea electrician de 10 de ani de zile și iau un salariu mizer. Și ăsta e adevărul. Și mă simt și eu independent în viața mea, mă simt bine, știi? Asta e toată faza, știi? România e România. Și tata e un om, tata e un om, deci eu sunt tata doi. Eu sunt tata. Eu dacă îl văd pe unul că-mi cere ajutorul, cade pe stradă, eu mă duc și-l ajut. Eu mă duc și-l ridic de acolo. Adică așa m-a învățat pe mine tata să fiu. Băi, oameni buni, mă, ce om mișto, mă. Așa m-a învățat pe mine tata să fiu, Nu știu, așa m-a învățat să fiu. M-a lăsat să fac absolut ce vreau. Bun, hai să zic povestea mea, că tu nu cunoști. Eu
că sunt și copii care mă urmăresc și e bine să asculte povestea asta pe care o E bine, pentru că dacă o luăm de jos și dacă știm să recunoaștem, copiii de multe ori trebuie să învețe să recunoască. Bun, eu am avut o viață mai, cum să zic, am vrut să mă grăbesc să cresc. Știi că toți copiii doresc să umble cu băieți mai mari, oameni mai mari. Asta prin etapa, prin etapa pentru asta că te grăbești să treci. Trec toți, dar... Bun. Acum, până la 16 ani, ne jucam fotbal în cartier, cum era, bătea mingea, ascunsă, cu tare, nu știu ce. Am început să intru într-un anturaj. Cel mai bun prieten al meu a avut, cel mai bun prieten al meu din copilărie, a avut celul iubită. Bă, o spun, e 12 noaptea, pot să o spun direct, am mai vorbit chestia asta la mine pe live, ca să învățați din greșelile mele, să învățați din greșelile astea. Dacă nu sunteți pregătiți, ieșiți. La 16 ani, am avut un prieten extraordinar din grădiniță. A avut o iubită, nu știu ce, el a început să drogă, dar nu mă drogam pe atunci. L-a părăsit și s-a sinucis. Au. De ăla am găsit pe el. Dar atunci am început, deci toate lucrurile din stânga și în dreapta mea, nu mai vedeam, deci nu mai aveau o traiectorie lucrurile mele. Nu eram nici ghidați de părinți, nu vreau să spun că mama cotată sunt vinovați. Pentru că ei m-au iubit atât de mult că nu m-au lăsat să fac ce vreau. Așa și... La una, uite că se uite și vara mea. La, după un anumit timp, a murit și mătușa mea. Care mătușa mea era o genul de femeie care nu certa niciodată pe nimeni. Care era super înțelegătoare și care nu ridica niciodată vocea la tine. A venit și asta, am început să ies pe afară să mă prind singur prin parcuri, pe nebunii, prin chestii, au început să apară ăștia mai mari. Ia chestia asta, cum să fie mai bine, ia chestia asta. Am început să refuz. O săptămână, două, trei, o lună, două, trei, patru, cinci. Ia, la un moment dat am luat. Și am început să mă drogez. Eu nu mă drogam de șmecherie, de nebun. Eu mă drogam că aveam o durere în suflet. A fost cea mai mare greșeală a vieții mele și nu o să uit niciodată. Deci nici acum, când mă duc să mă culc noaptea, închid ochii și văd greșeala aia mea. De asta le și explic copilor, bă, nu vă drogați. Bun, și am început să mă drogez, am început să luăm din ce în ce mai mult. Am început ăștia, ceilalți prieteni ai mei, să fure bani din casă, să fure, să facă, să chestii. Lucru care nu e bun, îți dai seama, nu e bine. Și am început. Am început să luăm din ce în ce mai mult, ne-am strâns într-o parcă, am luat mai mult, am și un clip pe YouTube cu chestia asta. Am luat mai mult, până la un moment dat când am luat mult, m-a lovit, m-a terminat. Deci gândește-te că m-a terminat de tot. Toți prietenii mei care în loc să, pe vremea respectivă, care în loc să vin să mă ajute, pă, ăsta moare. Că eu muream, efectiv, să vină să mă ducă la spital, au fugit de frică la poliție. În fine, am terminat-o cu anturajul. Și am rămas, fii atât, am lăsat acolo. Da. M-a lăsat ca pe un câine. Bă, jur. Bun. Deci nu salvare, nu poliție, nu nimic. Și a venit un tip care cu ani și ani în urmă ne făcea mișto de el. Care din singură, nu știu cu tare, care că e urât, că e cu tare, naturajul nostru. Iată cum a venit Dumnezeu și mi-a arătat cât de prost am fost eu. Și am luat la mișto, băiatul ăla. Exact. Și a venit tipul ăla pe un gang. Eram ce faci? Și nu ești bine cu tare, m-a luat în brațe. Deci mi se zbrăște pielea pe mine, uite. L-a luat la mișto toată copilăria, mă. Și după aia a venit tipul ăla. Și l-a salvat. M-a luat în brațe, m-a dus la spital, pe drumul la spital, gen, că era foarte aproape spitalul. Pe drumul spre spital, m-a lăsat jos, am leșinat, am dat ochii peste cap. M-a dus la spital. Și da, seama, la spital a fost nenorocire. Toți îmbrăcați în alt, cu tare pe acolo, au început doctorii să mă întrebe, ne-a spus ce am luat, nu se dă niciodată nimic ce am luat și asta, nu e ok, știi? Nu e bine nimic oricum. Au început să alege doctorii stânga-dreapta, că cu tare cu nu știu ce, și când a sunat să face, hai să-l trimitem la București, că e mai ok, să-l salvăm spre București, că București e București. Și a spus doctorul, nu-l trimiteți la București, că moare pe drum. Și aveam 17 ani. Așa era. În momentul ăla, deci aveam 17 ani, în momentul ăla când am auzit la 17 ani, că eu mor, mi-a trecut toată viața în fața ochilor. Bă, sunt 12 ani de zile, am 28 ani. 12 ani de zile în care n-am mai pus absolut nimic în gură și m-am jurat, că orice și nimic în lumea asta nu o să mai facă să fac ceea ce am făcut. Bravo. Și că o să lupt toată viața mea pentru oamenii care fac chestia asta. Bravo. Și eu că primesc mesaje de la oameni care s-au simțit la fel cum am simțit eu. Eu n-am făcut clipul ăla pentru copii, că copiii nu înțelege, că, de exemplu, un părinte spune la copil, nu mai trece afară să traverseze strada, da, o face. Da. Eu am făcut clipul ăsta și pentru copii, dar pentru oamenii care au făcut acele greșeli ca și mine și s-au regăsit în mine. Și sunt 11 ani în care am zis că eu lupt împotriva chestiilor ăsta. Bravo, mă. Pentru droguri. Gen, nu vreau să mai fac. Nu, orice și nimic. Împotriva lor. Împotriva lor, exact. Deci gândește că am mai fost la evenimente la cutare, bă, o zic drept, am fost la evenimente la cutare cu oameni influenți, șmecheri, care aveau pe masă nu știu ce, m-am ridicat și am plecat.